Colegiul Tehnic din Câmpul Lung a organizat vineri, 20 ianuarie, prima ediție a proiectului județean al firmelor de exercițiu, antreprenoriatul pe băncile școlii prin firma de exercițiu. 12 standuri ale elevilor au impresionat prin calitatea produselor tradiționale românești, dar și prin imaginația cu care au fost create. După nenumăratele participări ale elevilor noștri la concursurile naționale și internaționale, ne bucurăm să putem organiza la Colegiul Tehnic competiția Antreprenoriatul pe băncile școlii prin firma de exercițiu. Acțiunea de astăzi se dorește a fi un pas în asigurarea sustenabilității proiectului Învață să fii antreprenor prin firma de exercițiu, inițiat și implementat de Colegiul Tehnic în calitate de lider de parteneriat, în colaborare cu 13 județe din regiunea Submuntenia. Inițiat în anul 2003 în școala noastră, programul interactiv de învățare prin firma de exercițiu are ca scop identificarea și valorificarea potențialului propriu al elevilor, formarea și dezvoltarea competențelor antreprenoriale, care să-i ajute în tranziția de la școală către o viață activă. De la produse tradiționale, viitoare pensiuni, organizatori de petreceri până la produse de apicultură, elevii de la școlile din județ au prezentat ca niște adevărați comercianți. După cum vedeți, avem o grămadă de delicatese și reprezint stâna regală. Ai de gând să continui ceea ce ai început și pe viitor? Da, o să continui și o să merg până la capăt. Ce înseamnă acest capăt pentru tine? Acest capăt înseamnă un nou început de drum. Unde vrei să ajungi? Ce vrei să faci? Păi eu vreau să duc numele firmei în continuare și să fac o firmă foarte bună și să aibă un nume renumit. Cât ați muncit pentru aceste produse? Nu pot să zic. Am muncit foarte mult. Chiar foarte mulți ani. Și împreună cu echipa mea am reușit să formăm ceea ce avem aici. Avem produse din miere, fabricate din lavandă, naturale. Și cât ați muncit ca să pregătiți acest stand? Să zicem că ne-am luat vreo 20 de minute. Pe mai departe, vrei să continui cu această firmă? Da, deoarece sunt clasa 12-a, nu prea mai avem putem să venim să facem. Clasa de industrie de prelucrare a lemnului de la Colegiul Victor Slăvescu din Rucăr a realizat o firmă prin care comercializează mobilier din lemn și nu numai. Noi ne ocupăm decât cu vânzarea și cu dezvoltarea vânzărilor, comercializarea tuturor. Avem colegi care se ocupă cu prelucrarea lemnului. Pe mai departe, ce îți dorești să faci? Să ne dezvoltăm mult mai mult decât suntem. Să mărim firma. În acest domeniu? Da. La fel, bineînțeles. Ne merge foarte bine. Confecționăm cât se poate de bine în fiecare an. Elevii de la Colegiul Economic Maria Teiuleanu din Pitești au prezentat firma într-un mod impresionant. Firma noastră se numește Smart Team și promovăm turismul românesc și agrocultura. De unde sunteți voi? Suntem din Pitești, din Argeș. De la ce școală? Colegiul Economic Maria Teiuleanu. De mai departe, vreți ca această firmă să devină realitate? Se poate și acest lucru în cazul în care putem dovedi că avem cu ce să ne mândrim, că țara noastră are cu ce să se mândrească, da. Alături de copii s-au aflat numeroase cadre didactice, consilieri locali, viceprimarul municipiului, dar și oameni de afaceri. Sunt onorat să particip la un asemenea eveniment, la prima ediție a târgului de antreprenoriat. Cred că este un lucru foarte, foarte bun. Vine în sprijinul tinerilor să fie formați pentru mai târziu, pentru viață. Și nu pot să le urez decât mult, mult succes și să vedem și la ediția 100, să fim tot aici, să ne bucurăm de tot. Vă mulțumesc mult! Este prima ediție care se organizează la nas la liceu. Avem cunoștință de aceste târguri organizate de colegii noastre de la liceu Auto. Este la fel de bine organizată, poate un pic mai bine din ce văd eu aici. Sper că toate aceste exerciții să meargă și să se vadă în
viața de zi cu zi a noastră, a câmpulungenilor și a mușelenilor. Știți bine, eu am niște idei la care nu o să renunț, chiar dacă unii încearcă să spună să renunțăm la ele. Sper ca liceul dumneavoastră, colegiul tehnic, să vină ca și parteneriat al Consiliului Local și, practic, să desfășurăm o mică afacere între municipiul Câmpulung, între Consiliul Local, municipiul Câmpulung și liceul tehnic. De modul cum vor capacita această activitate, teme de exercițiu pentru viitor, sperăm ca atât în Câmpulung, cât și în zona Murcea și în celelalte zone de unde vin copii, să avem cât de multe afaceri de succes. Afaceri de succes înseamnă, de fapt, persoane angajate, asta trebuie să vorbim în primul rând, persoane angajate și persoane fără locuri de muncă. Deci, succes tuturor și practica să ne dovedească că ceea ce faceți astăzi, în teorie, va fi benefic pentru toată lumea, pentru viitor. Vă mulțumesc! Târgul firmelor de exercițiu a fost un real succes, mulți dintre participanți dorind ca aceste firme să devină realitate.